Bună ziua! Bună ziua! Luni! V-ați simțit bine? A fost ok? Două zile de weekend? Soare, frumos! Eu pot să vă spun ce a făcut weekendul ăsta. Am fost la grătar, de două ori. Da? A? Se poate? În aceeași zi! Ca așa e cu flămânzii din roman. Ei se duc, merg la grătar, bagă, să se simtă, da? Bună ziua din nou, dragilor și dragilor, weekendul s-a terminat, dar a început cu vești bune, săptămâna asta începe cu vești bune, am să vă rog să vă uniți împreună cu gândurile mele de bine în a-i ura. Bine ai venit pe lume, Nicolas Trifan, fiul, moștenitorul Imperiului Audio-Video a colegului nostru Valentin Trifan, care a devenit tătic în acest weekend. Deci, la mulți ani, bine ai venit, Nicolas, să trăiești 787 de miliarde de ani, să-ți aduci aportul la dezvoltarea civilizației, la umanitate, da? Să inventezi ceva interesant, să descoperi un vaccin împotriva ceva. Bine, Nicolas e atâta acum, încă nu înțelege ce îi zic eu aici, dar părinții lui cu siguranță o să înțeleagă. Felicitări amândurora, ați făcut o treabă de milioane. L-am auzit, când nu se putea să nu ne-l arate Vale pe moștenitor, cum țipă el, zic, are plămâni puternici, frate, copilul ăla. Da? Să vă trăiască și felicitări și sper și din partea celor care ne urmăresc. Felicitări și să vă aducă numai bucurii acest nou pui de om apărut pe frumușica noastră planetă albastră. O să vă cer drepturi de autor dacă folosiți chestia asta, vă rog tare mult. Deci, Valentin Trifan, Dita Tăticu. L-am văzut dimineața, avea un zâmbet așa, deci de la ureche la alta. Dom'le, dar ce faci? Ești cam vesel. Tată, tătic de băiat, da? Bă, ce cauți la muncă? N-a venit la muncă, a venit să vă oftic, că eu nu vin la muncă, dar voi, da, voi sunteți la muncă. A? Un omuleț nou-nouț, în țiplă încă, nu știu dacă au dat jos celofanul de pe el. Mulți ani fericiți! 27 aprilie, hai ca să ajungem la ziua de astăzi, 27 aprilie 2015, aflat că în 395 împăratul Arcadius s-a căsătorit cu Aelia Eudoxia, fiica generalului Flavius Bauto. Dar de ce e așa de importantă data asta, că s-a căsătorit ăsta? Ea a devenit una dintre cele mai puternice împărătese romane ale antichității târzii. Bine. În 1521 are loc bătălia de la Mactan, exploratorul Ferdinand Magellan este ucis de băștinașii din Filipine, condus de Lapu-Lapu. În 1667 poetul John Milton, sărac și orb, este nevoit să vândă drepturile de autor pentru poemul Paradisul Pierdut, suma primită exact 10 lire. E aproape ca în România anul 2015. În 1865, în Statele Unite, nava cu abur Sultana, portând 2300 de pasageri, a explodat și s-a scufundat în Mississippi, omorând 1700 de oameni. Papa Leon al XIII-lea înființează Arhidieceza de București în 1883. Pe urma Abdul Hamid al II-lea, Sultan Otoman, este înlăturat de mișcarea juncilor turci. Junilor turci și este succedat de fratele său Mehmed al V-lea. Asta se întâmpla în 1909. Trupele germane au intrat în Atena în 1941. Pe urmă, în 44, Palatul de la Mogoșoaia este închiriat ambasadei Elveției la București. Benito Mussolini este arestat de către partizanii italieni la Dongo în 1945, în timp ce acesta încerca să scape deghizat ca soldat german. În 1992 este proclamată Republica Federală Iugoslavia, care cuprinde Serbia și Muntenegru. În 1994 au avut loc primele alegeri multirasiale din Africa de Sud. În 2002, echipa masculină de seniori a României a devenit campioană europeană la gimnastică cu ocazia desfășurării celui de-a 25-lea campionat european. În 2002, filozoful Andrei Pleșu, fondator și redactor al Institutului de Studii Avansate New Europe College din București, a primit premiul Joseph Beck pentru anul 2001.
În 2014, ziua celor patru papi, Ioan al 23-lea, Ioan Paul al 2-lea, sunt declarați sfinți de către Papa Francisc în prima canonizare papală din 1954 încoace. La ceremonie a participat și Papa Benedict al 16-lea. Bă, numai papi. O grămadă de papi. Ziua celor patru papi. La mulți ani, Cristian Mungiu, Wilhelm Alexander al Țărilor de Jos, Cezar Preda, Anouk Aimée, actriță franceză, Chiang Ching Kuo, președinte al Republicii Chineze, în 1910 s-a născut, Otto al Bavariei, Ulysses Grant, al 18-lea președinte al Statelor Unite, Samuel Morse, inventatorul codului Morse, și cam atât. De murit, au murit următorii. Dacă vă spun că e primul președinte al Ghanei pe numele său Kwame Nkrumah, o să țineți minte numele ăsta? Guido Castelnuovo, Ion Eliade Rădulescu, și cam atât. Și Ferdinand Magellan, vă spuneam mai devreme. În Africa de Sud se serbează Ziua Libertății. Și Ziua Independenței în Togo, pe 1960, și Sierra Leone, 1961. Vorbim de independență într-o țară, Sierra Leone, care nu știu dacă știe exact ce e independență, oamenii se omoară între ei acolo, dar asta o știți și voi foarte bine. Iar în Africa de Sud este Ziua Libertății. Foarte scurtă Wikipedia astăzi. A, mai fost o chestie interesantă, dar să văd cel mai mare avion construit vreodată, Airbus A380, a efectuat primul său zbor de pe aeroportul din Toulouse, din Franța, în 2005. Și mă uit, dita animalul de avion, seamănă cu balenă. Uite, mă, întrebări faine. Mă gândesc la cei de la ziare.com. Îți toacă mașina prea mulți bani? Dar de ce n-am deschis și articolul? Eu încă mă uit la titlu. Recomand să în altă parte. Iată cum poți reduce costurile lunare dacă mașina îți toacă prea mulți bani. Fără să mă uit în articol, vă zic eu, nu folosiți. Vă toacă mașina prea mulți bani? Da. Cum putem să facem să nu băgăm atâția bani în mașină? Nu folosim. Stăm cu ea în fața blocului, ieșim din când în când, ne uităm la ea, bă, frumoasă mașină, faină, mai dai o cârpă pe ea, mai ștergi parbrizul, gata, ai terminat. Nu, vin ăștia de la ziare.ro, pardon, nu, ziare.com, zic bine, la ziare.com și vă spun 10 sau 5 deocamdată, da, 5 metode să ajungeți cu banii de la o lună la alta pentru mașină. Una, nu mai mergeți cu mașina pe drumurile scurte, cel puțin. Da, noi suntem români, ci că șoferii sunt sfătuiți să-și impună o regulă nouă prin care drumurile de cel mult 3 km să fie făcute pe jos sau cu bicicleta. Este atât sănătos cât și economic. Da, este foarte adevărat și nu participăm la poluare. Corect, dar noi suntem români, inclusiv eu. Mi-am adus aminte citind alineatul ăsta, de ce mi-a spus colegul și invitatul permanent al emisiunii de vinerea, Dan Vasiliu, când m-a văzut venind cu mașina până aici. Bă, tu ești cocalar? Eu stau la 10 metri mai departe, da? Am momente în care trebuie să vin cu mașina pentru că de aici plec în altă parte și nu mă duc până acasă să iau mașina. Și vin cu mașina până aici. Și zice, bă, dar tu ești cocalar, vii cu mașina până aici? Da, noi suntem români. Auzi, Ionică, zice nevasta, du-te și ia-și tu o pâine. Da, mă, hai să mă iau cheile de la mașină. Bă, da, cobori în fața blocului, adică acolo e magazinul. Dar ce, eu mi-am luat mașină să o țin în fața blocului? Ha? Eu merg cu mașina, frate! Că am să simți pedala sub papuc. Dom'le, dar hai să mergem să dăm și noi o talpă, să ne plimbăm prin oraș. Au femeile fixația asta. Să ne plimbăm. Hai la o plimbare. Plimbarea o vedem diferit tare. Ele își imaginează tâlpi prin oraș ținându-ne de mână, iar noi, marea majoritate a bărbaților, hai să ne plimbăm, urcăm mașină și să dăm. Facem o plimbare cu mașina care este, da?
Deci nu, ăștia ne zic de la ziare.com, băi, ar fi bine să mergem și pe jos. Pe jos e o idee bună. 3 km, 4 km, nu murim dacă dăm la talpă. Punctul 2. Fă o alegere inspirată când îți cumperi mașina. Nu te uita doar la prețul de achiziție, ci și la costurile de întreținere. Cu cât ești mai atent, cu atât vei face mai multe economii. Să analizăm. În principiu, ce zic oamenii ăștia e de bun simț. Mă, frate, e clar că când îți cumperi o mașină, te uiți, bă, consumă mult, piesele scumpe. Chestii de genul ăsta, da? Eu nu mă pricep, da? De bun simț, adică au și o logică. Vere, nu o să-mi iau o mașină care e tractor, care consumă o găleată de motorină la fiecare cheie pe care o dau. Nu, trebuie să fiu idiot să-mi cumpăr așa ceva. Ori să am, într-adevăr, foarte mulți bani. În situația mea, nu am foarte mulți bani. Trebuie să mă arunc spre o mașină care consumă puțin, care, la care întreținerea este ieftină. Și cu riscul de a face reclamă, zilele trecute am fost la Auto Moldova. E reprezentanță Renault, eu sunt fixat pe Renault, nu doar pentru că am acum Renault, dar îmi place mașina, îmi place marca în general, deși alții mi-au spus, băi, ești tâmpit, tu știi ce scumpe-s mașinile astea ca întreținere, dar o fi, dar eu nu mă pricep, îmi place pur și simplu. Și am văzut nou Renault Captur, nou Renault Captur pe care zic, mi l-aș lua fără să stau pe gânduri. Da, mă arunc în fața lui de frumos ce e, bine, deși, am zis, sunt cumva împărțit între... Suzuki Gran Vitara, Renault Captur. Gran Vitara costă în draci, Renault Captur m-aș duce la 11.000 de euro cu el. Să-l cumpăr. Bază, evident. Da, bine, n-am să mi-l cumpăr, e așa un vis. Rămâne o iluzie. N-am cum să-l cumpăr, nu dețin banii. Dar m-am, chiar dacă nu mă pricep la mașini, măcar am întrebat, domnule, consumă mult, e scump de întreținut. Dacă îmi pică nu știu ce dracu bucată din mașină, mă costă o avere să repar și aș fi și ok. Adică sunt oameni care se pricep la mașini, există oameni care se pricep la mașini, corect? Și ăia când înainte să-și cumpere, o întorc pe toate fețele. Bă, cum ies cu banii? Și iaca, gândiți și varianta asta, nu? Când îți iei o mașină, te uiți, frate, e scumpă, e ieftină, e logic, nu trebuie să citești într-un ziar ca să-ți dai seama că vrei să-ți iei o mașină care să nu te omoare de bani. Nu te uita, așa am mai zis, nu-ți mai transporta copiii la școală cu mașina, un fenomen foarte întâlnit în Statele Unite, tinde să devină popular și în România. Jurnaliștii americani menționează că acest obicei trebuie să dispară dacă dorești să faci economii. În Statele Unite există un sistem care duce copiii la școală cu autobuze școlare. În România există niște microbuze școlare, dar preferi să-i duci tu cu mașina. Nu e nicio noutate. Ia uite frate, a venit tăticul. Presimt eu că la capătul mâinii acestea e un tătic fericit. Deci să vedeți cum stă cu șantă deschis așa. A? Am zis de Nicolas. Ai zis? Dar puteam să încep, vi-l arăt pe fericitul tătic. Ia vină mă frate, ăștia așa aici. Fericitul tătic de băiat. Hai, așa la cămașă. La... Ai cravată, n-ai cravată? Să vorbim despre Nicolas, să-i transmitem toate cele bune. Două minute. Două minute? Atât, hai. Bună ziua! Salut! Bine ai venit! Bine te-am găsit! Domnul Vali Trifan, operator tehnician, cum scrie pe legitimație. Proaspăt tătic! Felicitări, bre! Felicitări! Felicitări! Mie mersi, dar nu-mi trebuie. Te aștept și pe tine. Așteaptă! Spune-ne, te rog, despre cum se simte. E totul bine, totul ok? Transmit un mesaj, ai rude, prieteni? Totul bine. Totul bine și frumos, nu? Păi da, omule, tătic fericit, Nicolas, cât a avut? Dă detalii la oameni că-s curioși. 3 kg, 2 kg nouăstii, nota 10, mai multe, mai târziu. Mai multe, mai târziu. Era mișto să-l întrebe medicul, că să-i spună, are 3,9 kg, lăsăm așa sau? 2,950. Lăsăm. Frate, și mi-au luat din nas. Dă bre să mă văd înapoi. Bravo încă o dată, felicitări. Ne vedem după emisiune ca să sărbătorim care este nașterea. Da? L-ați văzut? Așa arată un om fericit, bre. Da? Până la urechi, ditai zâmbetul. 2,950, lăsăm așa, clanț. Brusc are o fetiță. Inițial avea un băiețel. Așa. Cică treci pe mașină cu schimbător manual ca să mă întorc la mașini și împarte mașina cu alții.
În România există o vorbă, calul, pușca și nevasta, nu împarți. Astea nu le împarți niciodată cu nimeni, da? Cel puțin nu știi tu, calul nu-l dai, pușca nu o dai, nevasta nu o dai, dar s-ar putea să meargă ea singură, așa că împarte mașina cu alții. Știu la ce se referă, domnule. Carpooling se numește parcă, nu? Adică dacă mergem toți în aceeași direcție, măcar să folosim o singură mașină, dar asta nu e de cheltuială, că va cheltui cel care merge cu mașina. E mai mult pentru poluare și în Spania, mi-aduc aminte, există niște reguli interesante legate de genul ăsta de călătorie. Când se adună mai mulți oameni și folosesc aceeași mașină mergând spre servici, statul le oferă anumite avantaje. Gen, o bandă pe care să se deplaseze pe autostradă, o bandă de viteză, o bandă verde, da? Pentru cei care folosesc mașinile la comun. Hă? Știați asta? Am văzut o singură dată povestea asta, dar se face. Și la noi se face. Se numește autobuz. Și mergi până la Gherești. Prin Hârtoape. Am fost zilele trecute în două localități, ieri și alaltăieri parcă, sau numai ieri, spre Iuncreangă și Onișcani, zic bine Onișcani? Spre Onișcani era să mă omoare un dobitoc, cu un... de fapt nu era vina lui. Cine parchează, frate, mașina pe europeană? Te oprești, lași mașina pe prima bandă și te duci să-ți vezi de treabă. Pe europeană, pe 85, pe prima bandă. M-am încadrat pe a doua ca să fac la stânga, să ies, da? Am încercat să las spațiu între mine, că nu aveam cum. Ăla era parcat chiar în zona în care trebuia să fac la stânga, era parcat ăla, da? Dacă opream pe a doua bandă, toată circulația trebuia să stea după noi, de pe europeană. M-am dat puțin mai în față ca să lași totuși loc mașinile să treacă printre noi. Treceau oamenii printre noi, îl batjocoreau pe ăla, mă înjurau și pe mine că stăteam, eu așteptam să fac stânga, da? Băi, și îl văd pe unul cu un tir că vine din spate. Eu am crezut că omul mă vede, bag seama că n-a văzut. Ori n-a văzut că eu urmează să fac la stânga, ori n-a văzut că ălalt, care era parcat în dreapta, puțin mai în spate, stă pe loc. Și a frânat ăla săracul în ultima secundă. Eu de când am mașină și de când conduc, n-am avut incidente și sper nici să nu am. Așa că nu știu cum să reacționez la din astea, da? A frânat omul ăla în ultimii 10 cm. Cu dita tirul. Eu v-am mai zis ce mașină am, e atâta. Din construcție, dacă mă atingea, o făcea și mai mică. Da? Îmi transforma în smart. Zic, ce baftă am avut, frate. E, dacă plecam eu ca să-l feresc pe ăla, mă pucnea alt tir care venea din față. Adică eram prins acolo așa, un fel de... Vedeți această cutie de conserve? Da. E, inițial a fost o mașină. Asta s-ar fi întâmplat. Bun, și vreau să vă spun de fapt de starea drumurilor, că de aici plecasem, da? Când se vor face drumurile, vă rog, e plictisitor. Sesizați, nu, că am și uitat ce vreau să spun. Ce Dumnezeu vreau să spun? Habar n-am. Hai că să vedem situații ciudate în lume. Da, am sărit așa de la una la alta. A câștigat un tip președinția unei țări pe care nu recunoaște decât Ankara. Candidatul de centru stânga Mustafa Akinci a fost ales duminică președinte al autoproclamatei Republicii Turce a Ciprului de Nord, care nu este recunoscută la nivel internațional, devansându-l astfel pe președintele în exercițiu, naționalistul Dervis Eroglu. Omul nostru e... ăștia s-au ales între ei cumva, da? De vreme ce țara este absolut... ea nu există decât în viziunea Turciei. Da? Nu e recunoscută decât de Ankara. Dar el a câștigat președinția. Asta mi-aduce aminte de situația de la proaspăt încheiatul turneu de calificare în campionatul european de handbal sub 19 ani feminin, care s-a desfășurat la Roman săptămâna trecută. Știți foarte bine, România s-a calificat, Go România. Da? Unde a fost prezentă reprezentativa Kosovo.
Bine, pe grafica de meci, evident, fiind reprezentativă. Știu că nu sunt ultimul prost de la abator, că statul acesta, Kosovo, nu este recunoscut de guvernul României, de statul român. Statul român nu recunoaște independența Kosovo. Deci, din punct de vedere al statului român, nu spun și al românilor musai, al statului român, nu există țara asta, Kosovo. Da? Așa, dar pe grafica de meci, ca să fie acolo o simetrie și să arate cât bine, am folosit în construcția graficei drapelul Kosovo. Meciul a început, primul meci între, nu știu ce, Serbia și Kosovo, parcă a jucat primele, meciul a început fără intonarea imnurilor, pentru că noi așa, nefiind recunoscut Kosovo de către români, nu putem să le acordăm un imn. Dar întrebarea mea se pune, logică de altfel, de vreme ce statul român nu recunoaște Kosovo ca țară, cum poate avea o reprezentativă națională? Aia nu mie mi se pare că e tâmpenie crâncenă. Au venit copchilele alea să joace handbal, au luat bătaie de la toți, așa este, au luat bătaie de toate părțile. Dar măcar și-au dat interesul, au încercat, da? Au luat bătaie fără drept de apel. Puteau nici să nu vină, dar au venit. Și au făcut figură frumoasă, adică asta este, au venit și-au jucat handbal. De vreme ce statul român nu recunoaște Kosovo, nu le dăm dreptul să intre într-un meci internațional pe naționale, cu imn și cu drapel. Cum de există o reprezentativă națională, reprezentativă națională a Kosovo? N-am reușit să găsesc un răspuns la întrebarea asta. Bine, dacă tot le-ați dat voie să vină și reprezintă un stat, o națiune național, da? Dați-le voie, frate, și cu drapelul. Ce e așa de greu? Au intrat alea săracele, vai de steaua lor așa, fără drapel, fără nimic. La fel și cu ăștia. Ăsta a câștigat președinția unei țări. Autoproclamate țări pe care nu recunoaște nimeni ca stat, e ca Republica Transnistreană. Noi îi spunem Republica Transnistreană, da? La fel ca Țara Galilor. Sau ca Ținutul Secuiesc. Ăia săracii ar vrea ei, da? Hai că Ținut sună cum mai sună, dar Țara Galilor, vorbeam cu spanioli. Zic, bine, nu Țara Galilor, bre. País Basco. Da? Țara Bască. Spuneau și ei la fel. Ei nu știu ce se cheamă Țara Basco. Ei spanioli. Ei fac parte din Spania. Poate să-și spune ei oricum ce-or spune. Face parte din Spania, punct. Cu nenea ăsta la fel. El a devenit președinte. Cu cât? 60,50% din voturi. Bravo! Ale unor voturi, ale unor persoane care au deja o țară, fac parte din, nu știu ce țară, din Turcia. Da? Nu, din Grecia, cipriotă grecească. Foarte ciudată chestia. În calitate de președinte al unei țări pe care nimeni, cu excepția Ankarei, nu o recunoaște, rolul lui Akinci va fi în principal de a purta negocieri cu autoritățile cipriot-elene în vederea unei reunificări. Negocierile urmează să ia numai... Unei reunificări cu cine? Mai înțelege cineva politica internațională? Geopolitica? Deci, eu în continuare nu reușesc să înțeleg împărțirea pe țări. Noi nu suntem toți pe aceeași planetă, nu suntem pământeni. Pe de o parte se încearcă unificarea. Statele Unite, Federația Rusă, Uniunea Europeană, da? Statele Unite, țara, e formată din mai multe state, cu legi diferite oarecum, da? Cu oameni, vorbesc aceeași limbă, au aceeași monedă, prețurile sunt diferite. Federația Rusă, fosta Uniune Sovietică, uitați-vă la nume puțin, Statele Unite, Uniunea Sovietică, Federația,
rusă, da? Uniunea Europeană. Urmează ce să facă statele africane sau cum să-i spună, dacă ăia nu s-ar mai tăia și nu s-ar mai omorâ între ei, ar fi probabil o națiune extrem de puternică. O uniune, uniunea statelor africane. Da? Și toată lumea încearcă unificarea asta în intenția probabil de a face un organism complet global, unde toți ne vom numi pământeni. Știți, adepții teoriilor conspirației și așa mai departe, se vor face moneda unică, se va face moneda unică planetară la un moment dat, sub un guvern, da? Noua ordine seculară, etc., etc., când toți ne vom numi pământeni, explicația logică fiind că noi, dacă ne vom numi pământeni, e clar că trebuie să ne și recomandăm în fața altora ca fiind pământeni. În fața cui? În fața altora. Despre cărora existență se știe, dar nu se vorbește. Corect? Probabil că aici se merge. S-au făcut, mai întâi au fost țări, după aia s-au făcut uniuni, uniunile se vor uni, evident, și ele, și vom fi pământeni și ne vom putea spune într-un final, domnilor, bună ziua, bine ați venit, noi suntem pământeni, voi nu. Înțelegeți unde vreau să ajung? Probabil că aici e povestea. Așa că vă spuneam că n-am înțeles niciodată de ce, la urmă urmei, oamenii sunt părțiți pe țări. Nu suntem oameni. Un animal, un lup, un cerb, dacă pleacă dintr-o zonă în alta, nu-i tot cerb. Că are în Elveția sau că stă în Franța sau că se duce să pască în Italia, nu-i tot cerb. Noi, dacă ne mișcăm de colo-colo, nu suntem tot oameni. Nu am să înțeleg niciodată de ce oamenii sunt părțiți așa, au reușit cu succes să se împartă așa de mult. Și nu doar atât că ne-am împărțit pe țări, dar am început să ne divizăm la nivel mental. Și dacă nu există la nivel mental, există la nivel spiritual. Nu ne place chestia asta. Nu suntem oameni, tu ești musulman. Eu sunt creștin, ca urmare trebuie să te omor. Sau invers. Eu sunt musulman, tu ești creștin, ca urmare trebuie să te omor. Da? Că nu suntem la fel. Tu ești mai negru, eu sunt mai alb, ăla e mai galben, a cui pasă? Suntem oameni, toți, vrem, nu vrem, respirăm la fel, gâfâim la fel, facem chestii la fel, din poziții diferite, probabil, da? În funcție de cât de dotați suntem în casă, zic, ca dotări tehnice. Suntem oameni, bre! Și ea, ca vine unul de ăsta micuț pe lume, gen Alutrifan, și o să trăiască și o să crească într-o lume divizată la nivel mental. Sper să fie destul de deștept când o să crească, evident, și o să înțeleagă toate poveștile astea, să nu facă parte din masa mare a oilor. Să aibă o minte proprie, o conștiință proprie, pe care o să o și pună la muncă. Foarte grea moștenirea copiilor ăstora. Da? Apropo de divizat și așa mai departe, intenție pierdută la traducere, s-au adus translatori de romani ca să se înțeleagă cu imigranții români. Dom'le, unii oameni nu înțeleg rostul căciuliții ălea deasupra A-ului, da? Care îl transformă un A într-un U. Probabil de aici. Primăria din orașul suedez Helsingborg a recrutat traducători pentru imigranții români, însă aceștia se plâng că nu înțeleg o iotă din ce li se spune. Explicația este simplă. Traducătorii sunt de limbă romani, nu română. Intenția a fost evident una bună, oficialii dorind să poată discuta cu imigranții români despre acte, asigurări sociale sau alte probleme specifice, însă interpreții sunt de limbă romani, limbă folosită de populația romă, nu de cei români. Pentru imigranții români situația este foarte neplăcută. Imaginați-vă că ați ajuns într-o țară străină, vreți să comunicați cu autoritățile, iar acestea vă pun la dispoziție translatori care vorbesc o limbă din care nu pricepeți mai nimic. Bună ziua! Haoles! Bao ciaoles! Vă? Poftiți?
Păi aș vrea să vorbesc despre niște acte. Haoleu, da bulivaș, metaloteca, ciordeles, deci, da, nu pricep, eu nu știu romanii, dar nu știu dacă e romanii sau romales, că mie nu-mi e clară povestea asta. N-am înțeles niciodată cum funcționează. Ce e romanii? Acum văd că e romanii. Cum se cheamă limba țigănească? De ce nu-i spunem țigănească, bre? Ca să lămurim. Țigănească, ei știu o grămadă care mi-au zis, bă, n-am înțeles de ce povestea asta cu rom, de unde până unde. Și a cui a fost ideea asta atât de creață să spună rom? Noi suntem țigani, așa ne chemăm. Și nu știu de ce unii consideră că e o jicnire. Da, în fine. Românii nu înțeleg limba romanii mai bine decât suedezii, a spus Lucian Bagiu, expert în lingvistică. Prin urmare, până la urmă, municipalitatea a înțeles că a comis o eroare și a găsit un translator de limba română. Inițial am văzut articolul ăsta și am crezut că e articol de Times New Roman. Adică un pamflet, o panoramă, un amuzament jurnalistic. Dar nu e, ci că e pe bune povestea. Bună ziua, ce sunteți? Român. A, păi vă aducem imediat un traducător. Pentru că n-au cum să... De cele mai multe ori nici eu nu folosesc diacriticele la România, român. Nu mai scriu cu A, nu mai pun Î din A. Ceea, se vede că este o mare greșeală, pentru că duce la confuzii, da? Români, romani, romanii, da? Și de așa apar discuții de genul ăsta. Evident, internetul a explodat când a văzut știrea asta, sâmbătă când a apărut, vineri când a apărut ea. Internetul a explodat, pentru că nu-i așa, noi din spatele calculatorului suntem toți niște naționaliști convinși. Și niște rasiști. De ce? Pentru că suntem în spatele calculatorului și ne ascundem în spatele unui pseudonim și ca urmare putem să spunem orice pentru că nu știe nimeni cine suntem. Brusc, v-am spus, a explodat internetul. Comentarii de numai. O nenorocire, uite așa, suntem confundați cu țigări. A fost o eroare. Hai să rămânem. A fost o eroare din partea autorităților. Din Helsingborg, sau cum se cheamă. Da? Care n-au putut face deosebirea, pentru că nici oamenii ăia nu sunt experți lingviști, n-au făcut deosebirea între români și romanii. Noi, de aici, de acasă, facem greu deosebirea asta, pentru că nu mai folosim diacritice, în scris, cel puțin. Evident că în scris, diacriticele. Da? Și e greu să faci deosebirea între români și romanii. Hey, și atunci apar discuțiile astea. Bineînțeles, toți au sărit în sus. Bă, țiganii care ne fac de râs în toată Europa! Dacă n-aș fi în mijlocul emisiunii așa... Țiganii care ne fac de râs, că de-aia am ajuns acolo și ne confundă oamenii, nu mai știu ce să ia români, ce trece. Bă, e o simplă eroare, lăsați-mă, frate, puțin. Cât mai am, domnul John? Ia auzi. Ăștia chefuiesc fără mine, știați? Cu manelele la maxim, apropo de... Ci că există un top al celor mai fericite țări din lume. Ia ghiciți unde e România. Băi, nu mai faceți din astea, băi, că eu vin și eu. Topul celor mai fericite țări din lume, Elveția este pe primul loc, iar moldovenii sunt, ci că mai fericiți decât românii. România ocupă locul al 86-lea în topul celor mai fericite țări din lume, potrivit raportului mondial al fericirii pe 2015, realizat cu sprijinul Organizației Națiunilor Unite, clasament în care Elveția ocupă primul loc. Potrivit acestui raport, cele mai fericite 10 țări din lume sunt, vă țineți? Elveția, Islanda, Danemarca, Norvegia, Canada, Finlanda, Olanda, Suedia, Noua Zeelandă și Australia. Câte țări din astea sunt în Uniunea Europeană? Câte au trecut la euro? Niciuna. De aia probabil țări fericite. Elveția. Nu știu, Elveția are euro? E în Uniune? Nu, parcă separat, nu mai țin minte. N-au vrut. Habar n-am, uitat să mă uit. Islanda, Danemarca, Norvegia, Olanda, Suedia,
E vreuna în euro? Că nici mai știu care e euro la urmă urmei. S-ar putea să fie Olanda și Suedia, dar nu-s convins. Exceptând Siria și Afganistanul afectate de conflicte armate, cele mai nefericite 10 țări din lume se află toate în Africa subsahariană și sahariană. Astfel, cele mai nefericite 10 state din lume, din cele 158 incluse în raport, sunt Togo, Burundi, Siria, Benin, Rwanda, Afganistan, Burkina Faso, Coasta de Fildeș, Guinea și Ciad. Ciadul e o țară nefericită pentru că am avut noi discuția legată de drapel cu ei. De asta. Raportul pare să indice faptul că țările indicate la aflate la latitudini mari sunt mai fericite, dar aparenta regulă este încălcată de Israel și de Costa Rica, clasate pe locurile 11, respectiv 12. Israelul e pe locul 11 în topul fericirii, oamenii nu se bat constant cu palestinienii și au loc atentate teroriste în ambele părți. Pe ce bază s-a întocmit? Cât câștigă fiecare? Nu, pentru că au spus mai devreme că exceptând Siria și Afganistanul afectate de conflicte armate. Deci unde sunt conflicte armate, oamenii nu pot fi fericiți. Israelul este într-un conflict armat constant, perpetu, de mai bine de 20 de ani. Și totuși e pe locul 11, noi suntem pe locul 86, noi n-am mai fost într-un război, nu mai știu de când. Pe de altă parte avem politicienii pe care îi avem și asta contrabalansează puternic, strică, ne strică fericirea, bre, ne-o dă la temelie. În ceea ce privește țările din coada clasamentului, gradul redus de fericire al populațiilor are cel mai probabil de a face cu sărăcia. Ia uzi, nici nu mă gândeam că oamenii săraci sunt și nefericiți. Ce chestie! Și violența! Da! Nici de cum cu proximitatea față de ecuator. Cu cât ești mai la ecuator, cu atât ești mai nefericit că te bate soarele în cap. Sau de ce? Ci că are cel mai probabil de a face, nefericirea are cel mai probabil de a face cu sărăcia și cu violența. Păi, da! De ce ești nefericit? Bă, țara mea nu mai există. Noi locuim în niște gropi pe care le-au făcut obuzele la ultimul atac și am pus niște prelate deasupra și locuim în gropile alea. Da, suntem fericiți, frate! De ce? Nu cont. Bă, ieri nu ne-a tăiat miliția ganeză decât un picior. Acu două zile vreau să ne taie ambele picioare. Deci, practic, suntem mai fericiți decât acu două zile. E logic care de-a face cu sărăcia și cu violența. Nefericirea oamenilor. Nu știu cine gândește frazele astea. Statele Unite ale Americii se află pe locul al 15-lea în acest raport care a fost întocmit în principal pe baza datelor din sondajul mondial Gallup. Statele Unite se află în urma Mexicului, care ocupă locul al 14-lea. Brazilia se află pe 16, Marea Britanie pe 21, Japonia pe 46, Rusia pe 64 și Iranul pe locul 110. Deci să mor dacă văd unde scrie pe ce bază. Pe baza scalei Cantril, în care oamenii sunt rugați să se autoevalueze pe o scală de la 0, de la 10 la 0, 10 însemnând cea mai bună viață posibilă, iar 0 însemnând cea mai proastă viață posibilă. A, păi... Da. Știți cum e? Mă mir că n-au ieșit Statele Unite cea mai fericită țară din lume. De ce? Păi mergi pe stradă, dar nu te duci în Washington, te duci în Texas. Da? Te duci în Texas, te duci în Iowa și intri pe oameni. Dom'le, cum vă simțiți în Statele Unite? Ha! Statele Unite! Ua! Numărul 1! Ua! Avem de toate, tot ce ne trebuie. Dom'le, dar de învățat ați învățat? Nu! Nu-mi trebuie să știu decât 3 litere din alfabet. S, U și A. Ua! Da? E logic dacă intri pe aia. 40.000, 50.000, 100.000, 1 milion, 2 milioane de persoane din zona respectivă și nu îi fac pe toți proști. Ci, da, înțelegeți unde vreau să ajung? Ăia vor spune că Statele Unite, cea mai faină țară de pe pământ, poți să faci așa în ea viață și acordeoane, poți să faci absolut orice pentru că ne dă voie să avem arme, putem să facem orice, este țara celor liberi, țara libertății, pământul celor curajoși. Da? Și în România la fel.
Depinde pe cine întrebi. Dacă te duci în fundul, era zis fundul Moldovei, dacă chiar există fundul Moldovei, te duci la undeva. Dom'le, vă place în România? Omul a trăit o viață întreagă, nu știe mai departe de gardul curții lui. Are, a avut mereu găini, a avut mereu două vaci sau o vacă și un cal, om a dus-o bine. Vă place în România? Dom'le, e perfect. Nu-mi lipsește absolut nimic. Bine, nu cu cuvintele astea, da? Omul ăla să scarpină în nas, cu un deget, cu celălalt să scarpină în fund în același timp, după aia scuipă pe microfon pentru că atâta știe el să facă și îți va spune, nu-mi lipsește nimic, domnule, am ceapă la mine în grădină, am 5 rânduri de porumb, e foarte frumos în România. Întreb 50 de oameni de ăia, îți vor da toți pe o scară de la 10 la 0, 10 însemnând că omul are de toate, nu-i lipsește nimic, toți îți vor spune că viața este perfectă. Ca urmare, România este o țară foarte fericită. Realitatea, ieșind din curtea lui, este cu totul alta. Statele Unite au ieșit pe locul 15. Știm cu toții că Statele Unite nu au cum să fie printre cele mai fericite țări din lume. Statele Unite au o datorie către Statele Unite de te plictisești spunând cifre. Da? Statele Unite se împrumută în fiecare zi de la Rezerva Federală și rămân datori ca să plătească alte datorii. Da? Nu e nicio noutate. Iranul se află în topul fericirii. E clar că n-au întrebat acolo și femei. Sunteți fericite în Iran? Și bărbatul în spatele ei cu Ditai Varga zică da. Da, sunt foarte fericită. Perfect, Iranul este o țară fericită. Bine, 110-158, dar înțelegeți unde vreau să bat, da? N-am să înțeleg de ce să fac topurile astea. Elveția, cea mai fericită țară de pe planetă. Ia auzi. Sunt oameni, cunosc oameni care locuiesc în Elveția. Am să-i rog, dacă mă urmăresc, să lase pe Facebook sau prin e-mail. Vi se pare că e o țară fericită? Din Islanda, Danemarca, Norvegia. Hai că noi ca români suntem peste tot. Finlanda, Olanda, Suedia, Noua Zeelandă, Australia. Hai, ziceți. Moldova ocupă locul 52, România ocupă locul 58. În cazul ambelor sexe, nivelul de fericire scade de la vârsta adolescenței până la 40, da, până la 40 sau 50 de ani și apoi se stabilizează. Păi ești fericit când ești adolescent, după aia intri în câmpul muncii și îți dai seama că tot ce ai învățat la școală nu te ajută la nimic, că trebuie să muncești, că trebuie să rabzi un șef idiot sau 2 sau 3 sau 5 sau câți șefi ai tu acolo, că trebuie să lucrezi pe minimul pe economie, că abia de ți ajunge să-ți cumpere necesarele, că ești nevoit să trăiești într-o chirie ordinară de la un moșneag care nu vine să-ți facă reparații în casă pentru că nu e așa, dar ce, eu locuiesc acolo? Și normal că nivelul fericirii scade până la 40-50 de ani, când nu se stabilizează, te resemnezi tu. Ai muncit ca un dobitoc 30 de ani și abia pe urmă te resemnezi. Tu tot speri până la 50 de ani să se întâmple un miracol, să-ți fie mai bine. Nu ți-e mai bine, vine vârsta de 50 de ani și te resemnezi. Nu se stabilizează nivelul fericirii, te resemnezi tu. Trăim în țara în care, vai, râdeam aseară cu cineva la unul dintre grătare, aseară, la altă seară. Că bă, frate, ce bine să fii pușcăriaș, noroc de pușcărie. Pușcăria trezește în tine scriitorul care era în stare latentă. Copos a scris 5 cărți în închisoare, dacă îl mai țineau ăștia acolo, scria Enciclopedia Britanică din nou. Topul celor mai prolifici autori de după gratii care au scris în ultimii 2 ani de 4 ori mai mult decât alții în 6 ani. Uniunea scriitorilor din pușcărie. Ups! Numărul deținuților care publică lucrări științifice, cărți în închisoare, din România a crescut de 10 ori în ultimii 2 ani. Dacă în anii 2000 în sistemul penitenciar românesc erau publicate 2-3 cărți pe an, din 2013, când s-a reglementat noțiunea de lucrare științifică elaborată de deținuți, precum și beneficiile obținute de aceștia, 10 de cărți ies de sub tipar, având ca autori baroni locali, afaceriști, oameni din fotbal, în general vedete media ajunse recent după gratii.
că doar nu o să scrie ăla care a furat o pâine că era muritor de foame și care dormea pe stradă, nu? De când a început Năstase să scrie în închisoare și a văzut că îi se reduce pedeapsa, toți fac chestia asta. Întrebarea este, scriu ei în închisoare? Mă întreba cineva exact povestea asta. Bă, Neamț, tu chiar crezi că scriu ăștia în închisoare? Vorbim de oameni care au milioane de euro. Și vorbim de milioane de studenți care n-au un sfanț în buzunar. Faceți voi legătura. Potrivit Administrației Naționale a Penitenciarelor, în ultimii 2 ani, 2013-2014, deținuții încarcerați în România au publicat numai puțin de 90 de cărți, cu 90 de cărți. Comparativ, în perioada 2006-2012 au fost publicate doar 24. Pentru fiecare lucrare științifică publicată, deținutului îi se reduce o lună din condamnare. Numărul este incomparabil cu situația anilor anterior, 2 cărți din 2006, câte 3 în 2007 și 2008, 2 în 2009, 3 în 2010, 11 în 2011 și 7 în 2012, toate lucrările sunt coordonate obligatoriu de profesori sau conferențiari universitari aleși de către autori, însă numele acestora pot fi afiliate doar ulterior publicării cărților. Cine a început? Hai! Înmulțirea cărților publicate de deținuți coincide cu reglementarea beneficiilor de care se bucură autorii, dar și cu explozia de condamnări grele din ultimii ani. Precedentul a fost creat de un conferențiar universitar de la Universitatea Vasile Goldiș Arad, fost deținut în Spitalul Penitenciar Dej, eliberat condiționat datorită scrierii unor lucrări științifice. Asta se întâmpla în februarie 2010, după ce deținutul s-a adresat judecătoriei Dej. Așa... Haide mă, zi-mi cine sunt oamenii. Că e un articol foarte lung și... Gheorghe Copos, George Becali, Meme Stoica sau Antonie Solomon. Deci doi oameni de la bun început. George Copos și George Becali. Scriitor de cărți în închisoare. Da? Să fiu mai evident sarcastic, serios... Becali a scris lucrări de specialitate în închisoare. Becali. Nu. Dacă faci așa, țac, pac, ce faci mai? Pac, țac, pac, e așa, mi-a dat, vine studentul și îmi scrie, frate, 500 de pagini, dar ce faci mai? 500 de pagini, așa scrie. Dacă dă niște bani acolo, ia, bă, de aici 10.000 de euro, frate, scrie 50 de pagini acolo. Băi, dar ce faci, țac, pac, ap, da? Adrian Năstase, Gheorghe Mecini Popkovski, profesor, Nicolae Mischie, George Copos, Gigi Becali, Meme Stoica, Gică Popescu, deci numai fotbaliști, frate, oameni de litere, dar numai oameni cu biblioteci, cum spune doamna Ordean. Numai oameni cu carte, cu hârtie, da? Oameni de... ce știm noi? George Copos, Becali, Gică Popescu, Dinel Staicu, ia uite, om de afaceri și ăsta. Vă zic și fiecare ce a scris? Copos 5, Năstase 4. Mă, de la Năstase măcar știa ce te aștepți, omul e într-adevăr doxa de carte. Comparativ cu ceilalți, mă gândesc. Solomon 3 cărți, dintre care 2 lucrări științifice. Becali 2 cărți. George Becali. Mischie 2 cărți. Meme Stoica 2 cărți. Gheorghe Popescu 1. Jean Pădureanu 1. Sorin Ovidiu Vântu 1, da, ok. E, înțelegeți? Li se scade câte o lună. Deci sfatul meu este că văd că pușcăria e bună la... Pușcăria este bună la intelect. Cel puțin așa rezultă din chestia asta. Țineți-i acolo, frate. Să crească număr... Când mă gândesc că oamenii din libertate, scriitorii din libertate... Poeții aflați în starea lor normală de libertate întâmpină greutăți cât China până să le apară cartea, nu pot decât să mă întreb, nu-i mai bine să intre la închisoare? Că acolo văd că apar cărțile așa pe bandă rulantă. Uitați-vă la Adrian Voicu. Adrian Voicu a scris Nepovestitele întâmplări ale templierilor români, 2 volume. Plus încă o carte care i-a apărut acum de curând și căreia n-am să-i fac deocamdată reclamă pentru că n-am apucat să o citesc.
Dar dacă e la fel ca primele două, căutați-le prin librării. 6 de inimă neagră. Căutați iarăși o carte românească. Oamenii ăștia, n-am apucat să vorbesc cu ei legat de modalitatea în care au apărut cărțile, cât de greu le-a fost, dar vorbim de România. Trebuie să existe greutăți la apariția unei cărți. Citiți poeți promașcani, Emilian Pal, da? Care, iarăși, cu siguranță a întâmpinat greutăți până când și-a văzut volumul publicat. Dacă aveți tendința de a scrie, de a compune, faceți tot posibilul să intrați la închisoare ca să vă și apară cărțile astea. Da? Dar intrați la închisoare fiind afaceriști. Că altfel degeaba. Nu merge. George Beca le-a scris cărți cu litere în limba română. Beneficiile sexului pervers, oamenii cu apucături de ochiate în dormitor sunt mai sănătoși. Știați asta? Nu? E, aflați. Persoanele cu o viață sexuală mai puțin obișnuită, în care practicile sadomasochiste apar frecvent, sunt mai sănătoase mental decât cei cu o viață sexuală normală. Deci, hai să ne uit cât de normal sună toată afirmația asta. O persoană care bate altă persoană pentru că are un fetiș, care este o deviație sexuală, este mai normală decât o persoană normală care face sex normal. Poftiți? Cum? Ha? Ce zici, mamă? Nu pot să-ți explic pentru că am o bilă în gură și mă bate unul cu un bici peste fund. Dar e normal mental care este. Adepții actelor sexuale sadomasochiste au o sănătate mentală mai bună decât cei care au o viață sexuală obișnuită, spune Jurnalul de Medicină Sexuală. Cercetătorii au ajuns la această concluzie după ce au evaluat 900 persoane care practică sadomaso. Sondajul a arătat că acestea sunt mai puțin nevrotice, păi că se descarcă acolo și nu la modul sexual, se descarcă la modul ăsta. Da, stăpâne, mai tare! De-aia erau frate cadânele sau... Când eram sub stăpânire turcă și sclavii se simțeau bine și stăpânii se simțeau bine, că se descărcau cu biciu. Sunt mai deschise și mai sigure pe relația cu partenerul în comparație cu persoanele care practică sexul normal. De fapt, orice experiență sexuală nouă crește nivelul de bunăstare și satisfacție sexuală, spune Ava Cadel, fondatoarea Universității Loveology, o resursă online care furnizează cunoștințe despre sex. Începeți cu câteva palme peste fund, ne zice ea. Ok. Nu mă simt cu nimic mai bine. Exceptând. Începeți cu câteva palme peste fund ca să aveți o viață normală. Da, iubitule, și acum lovește-mă. Fată, ești sigură? Da, lovește-mă, e? Dacă zici tu. Ăștia sunt oamenii care au o viață, un psihic normal, spune. Măi, eu nu sunt psiholog, nu sunt nici măcar sexolog. Sunt și eu un nene care găsește titlurile astea. Da? Înțeleg că o anumită îndormitor dă bine. Nu am inventat eu chestia asta, mi s-a spus de către persoana care se află de capătul celălalt. Da? Eu zic că n-ar strica, o țăr de durere în anumite momente, dar suportabilă, ușoară, da? E ok, dă foarte bine. Trage-mă de păr, doar nu să-i smulgi scalpul, nu? Trage și tu acolo, mai ușurel. Nu ești de la Crăcăuani, da? Există și Crăcăuani. Bă, trebuie să găsiți cu un sat sau de la Pigingi, da? Nu ești de acolo. Smulgi părul femeii din cap. Tragi tu ușurel. Aduce ceva în relație nou. Vai, dăm voie să... Una e să spui, hai să picurăm o picătură de ceară pe spate și alta e să vii cu o găleată de ceară de epilat. Ia de aici și o torni din cap. Da? E cu tot o altă poveste. Că nu vrei să o mumifici, vrei să aduci ceva nou în relație. Gen o altă persoană. Iubito, ce spui să aducem ceva nou în relație? Da, ce? Uite-l, vezi pe negru ăla mare? La el mă gândeam. Eu cred că ăștia m-au uitat în direct iară. Este ora 10 și 3 minute pentru mine, dar nu mai știu la cât am început.
Știți vorba aia când o face plopul mere și răchita micșunele? A venit ziua aia. Nu mă credeți? Credeți-mă. Pomi care fac mai multe tipuri de fructe. Un corcoduș, de exemplu, poate produce chiar și 10 soiuri de fructe. Puteți avea o livadă sau o grădină mult mai bogată, cu mai multe fructe, fără să fiți nevoiți să plantați mai mulți pomi fructiferi. Metoda de altoire prin despicătură vă permite inclusiv să obțineți de la un singur arbore mai multe tipuri de fructe, rezultând astfel pomi hibrizi. Cum puteți să faceți? Altoirea prin despicătură este o metodă folosită de pomicultorii profesioniști. Puteți folosi, de exemplu, un banal corcoduș pe care să puneți altoi ramuri de prun. Metoda nu este foarte complicată, spune paradisverde.ro. Este esențial ca ustensilele să fie bine sterilizate cu alcool înainte de folosire, iar ramurile și pomii să fie sănătoși. Altoirea trebuie făcută în perioada februarie-aprilie. Cele mai bune rezultate se obțin dacă ramurile altoi au fost recoltate iarna și păstrate la frig până în luna aprilie. Deci cum faci, mă? Iei o cracă de prun și o înfingi, în propriu spus, o înfingi într-o altă crăcuță, le montezi acolo de corcoduș, de exemplu, și o să ai un corcoduș cu corcodușe și o ramură de prun, adică se poate va prinde, e ca la un transplant de membru, că nu s-au să citesc tot ăsta, evident. Deci se poate așa ceva? John, spune-mi, te rog, că e și 4 minute, m-ați uitat în direct? Din nou? Mai am 4 minute. Băi, tu știai, uite, am aflat, hai băi, știai că poți să faci un copac să facă mai multe fructe, mai multe tipuri de fructe? Prin altoire. Nu la modul ăla, măi, porcule. Ce să gândești? A, și cu chestia aici. Persoanele care au fetișuri ciudate în dormitor sunt mai sănătoase mental. Deci dacă o bați pe una, ești sănătos. Da. Da. Măi, am un singur, mai am 4 minute, 3, și ar fi să aleg un singur subiect pe care să merg. Ca, diferența de coșul zilei de cumpărături între români și nemți? Ar fi 9 mașini în care nu mori dacă faci accident. În România există un sat în care s-a mai născut nimeni de 27 de ani? De 27 de cine drag să mai nască dacă i-au îmbătrânit? Nu. Do it for Danemarca. Asta e. Danezii sunt foarte îngrijorați de faptul că oamenii nu mai fac sex. Nu mai se nasc copiii la ei și atunci se confruntă cu rata natalității foarte scăzută. În schimb, nu duc lipsă de idei. Au reușit să facă o campanie de publicitate intitulată Do it for Denmark. Faceți-o pentru Danemarca, pornind de la constatarea că 10% dintre bebelușii danești sunt concepuți în timpul unei vacanțe în străinătate. S-au gândit ei să le dea oamenilor reduceri tarifare cu condiția să plece și să facă un copil în vacanță. Da? Pentru că nu e așa? După un an întreg de muncă, le închid pe toate, că m-am enervat deja. După un an întreg de muncă, într-un final, ai și tu o săptămână, două libere, te duci în vacanță, ce faci? Sex, frate! Nu? Te duci în vacanță. Te duci să te relaxezi. Cu alte cuvinte, ce faci? Sex! Stai în cameră, nu ești nicăieri, nu vezi nimic ca turist și arăți nevestei turnul din Pisa. Soției iubitei logodnicei. Da? Sau nevestei altuia. După caz. Let's do it for Denmark! Sfatul meu este, cunosc oameni în România care au câte 13 copii. Asta fiind, de altfel, singura lor ocupație. Ei nu fac nimic altceva în afară de copii și trăiesc pe baza locației. Dați-le ăstora cetățenie daneză. Atunci chiar m-aș enerva și mi-aș tăia o mână cu satârul. Pentru că oamenii ăștia nu știu să facă altceva. Ei fac copii. Iubito, ce mai faci? Îi, tași din gură. Ia de aici. Pac, un copil, hap, al cuie, nu știu. Eu nu nonuț. Da? Luați-i și duceți în Danezia acolo. Aveam o vecină care spunea Danezia și Portocalia. Din fericire, nu mai există. Din nefericire, zic. Da? Luați-i și dați-le cetățenie daneză. Vin deja cu 13 altoiți deja. Noi nu
făcuți, nu vă bateți capul și gata, ia că ați rezolvat problema. Și puneți-o că ăștia sunt oameni de prăsilă, clar. Sunt oameni, cum se cheamă vacile alea care fac copii în continuu? Bebeluși. De, nu de prăsilă, fătătoare, cum le zice, a, e o derumire. Da? Asta e cariera lor. Cum? De montă. De montă, da, nu ăștia, staurii. Da? Asta sunt oameni care cu asta se ocupă ei, nu fac nimic altceva decât copii. Cu această minunată imagine în minte, vă las și pe voi liniștiți să... Încă o dată, nu uitați să-i lăsați lui Valei Trifan, îl găsiți pe Facebook. Să-i ziceți toate cele bune pentru nașterea minunatului noului, nefolositului încă. Lui. Neuzat. Nu el l-a născut, evident, a ajutat și el acolo cu ceva. Puțin zic, nu. Fai de vieți să scoatem chestia asta. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Rămâne să ne vedem mâine la 24 de titluri. Până atunci, ca de fiecare dată, toate bune.